prieteni, și bine v-am regăsit la concertul nostru din Albul Iernii, care astăzi își sărbătorește cea de-a doua ediție. Sperăm că astăzi să rămâneți alături de noi pe tot parcursul serii, pentru că v-am pregătit multe surprize frumoase. Sigur va fi o seară de neuitat, abia aștept melodiile copiilor. Ești pregătită, Evelina? Cu siguranță sunt pregătită! Să dăm start concertului, care în acest an are un format diferit. Și fiindcă e diferit, o să începem și cu o piesă mult mai deosebită, pe care cu siguranță o interpretează toți copiii. Ice Cream, interpretată de Lina Maria Olărescu. Prieteni, astăzi vă salut din camera noastră MOV și voi încerca să-i pun pe toți participanții la o provocare și să aflu cât mai multe informații de la ei. Așa că prima noastră invitată care va păși în camera noastră va fi Lina Maria. Astăzi Lina ne-a adus o doză de vară plină de înghețată. Lina, cum te simți astăzi? Bine. Te simți bine și cum a fost să fii pe scenă, să cânti alături de dansatoare, o piesă foarte colorată? Foarte bine, mă simt de parcă mănânc o înghețată. Deci tu chiar și-ai mâncat o înghețată, am mâncat și eu în culise acolo. Dar vreau să te întreb, ce îți dorești anul ăsta de la Moș Crăciun? Îmi doresc un iPad cu Pix.
Wow, deci anul ăsta Moș Crăciun e foarte generos. Eu îți doresc ca visul tău să se împlinească și sper că Moș Crăciun să-ți aducă ce îți dorești, iar noi ne îndreptăm la următorul participant. Iar pentru că seara de astăzi este una magică, o invităm în platou pe Sofia Patraș pentru a ne teleporta într-o poveste și va interpreta piesa Poveste de Crăciun. Într-o seară, într-o noapte de Crăciun, în Betleem, în Iudeea, după cum pastorii spun, bunul Iosif și Maria, de departe au venit. S-a întâmplat acolo ceva nemaipomenit. S-a născut Prunsul Sfânt, ce vouă pe pământ. Nu uitați să fiți mai buni și să credeți în minuni. S-a născut Prunsul Sfânt, ce vouă pe pământ. Nu uitați să fiți mai buni și să credeți în minuni. Magii au venit atunci când soarele cântau în cor. S-a născut Prunsul Sfânt, dați ce vouă pe pământ. Nu uitați să fiți mai buni și să credeți în minuni. S-a născut Prunsul Sfânt, dați ce vouă pe pământ. Nu uitați să fiți mai buni și să credeți în minuni. Deci, uitați-vă ce prințesă am eu acum lângă mine. Bună, Sofia! Văd că ești foarte frumoasă astăzi. De unde te-ai inspirat așa cu ținuta? De unde ai rochița? Mama mi-a cumpărat-o. Da? Și uite, eu te-am întrebat în culise cum te-ai pregătit tu de sărbători. Și vreau să-mi spui dacă ai împodobit acasă bradul. Nu. Dar de ce nu? Că tata meu s-a dus departe și nu pot, nu pot eu. Nu pute... Deci haide acum să ne uităm acolo în cameră și să-i zicem să vină acasă ca să poți să împodobești bradul, da? Hai, spune-i tu lui tata. Să vină acasă tata și tata, eu nu pot să împodobesc bradul că tata nu a venit încă acasă. Astăzi tatăl Sofiei va auzi acest mesaj și el o să vină neapărat acasă să împodobiți bradul și sărbătoriți sărbătorile împreună, da? Mulțumim, Sofia, micuță, dar cu ambiții mari. Cu siguranță, pentru a avea succes ai nevoie de multă ambiție, iar pentru că iarna și-a intrat în forță cu adevărat, o invităm pe Sânduța Bucșanu pentru a face împreună fluturi de zăpadă.
Dragii mei, fiți atenți că lângă mine am o adevărată crăciuniță. Sânduța, eu vreau să te întreb de ce ai ales astăzi să cânti această piesă și care este activitatea ta preferată de iarnă? Am ales această piesă de iarnă că îmi place să mă joc cu sorioara mea, să fac bulgări și să mă împroș cu ea cu zăpadă. Deci, foarte interesant. Eu cred că acum plec repede la geam să mă uit dacă a început să ningă afară, iar noi continuăm cu următoarea noastră interpretă. Apropo, Evelina, când erai mică, ai făcut și tu fluturi de zăpadă? O, da, deci iarna este sezonul meu preferat și pur și simplu când eram mică adoram să mă arunc așa în zăpadă și să mă joc. Iar pentru că tot vorbim de zăpadă, o invit pe Sofia Golenco, care ne va aduce mii de fulgășori în platou. Am dansat cu multă energie aici în culise, alături de Sofia și eu observ că ea pe bluziță are așa un biscuit. Vreau să te întreb, ce gătești alături de familie de Crăciun și dacă faceți biscuiți? Noi cu familia gătim biscuiți în cuptor și decorăm foarte frumos. În formă de brăduți, de fulgușări și
foarte multe forme. Eu mă duc acum să caut acolo niște biscuiți, poate găsesc în culise, iar noi continuăm cu următorul cântec. Mulțumim, Sofia, pentru prestația ta. Iar acum invităm în scenă niște fetițe micuțe, talentate, care au venit cu un mesaj foarte frumos. TG Baby, cu A venit Crăciunul. Aici în culise pur și simplu m-am topit de drăgălășenie, iar eu împreună cu acești îngerași vrem să vă urăm Crăciunul, Crăciunul, Crăciunul a venit. Crăciunul, Crăciunul, Crăciunul a venit. E tare frumos Crăciunul, mie îmi plac enorm sărbătorile de iarnă. E frumosă și atmosfera și sărbătoarea. Îmi plac și mie sărbătorile de iarnă, iar între timp invităm în scenă pe Adelina Perciun, care are și ea o întrebare la Moș Crăciun cu piesa Santa Tell Me. Tell me if you're really there. Don't make me fall in love again. Finn won't be here next year. Santa, tell me if he really cares. 'Cause I can't give it all away if he won't be here next year. Feeling Christmas all around, and I try to play it cool, but it's hard to focus when I see him walking across the room. Find them there remains until I know it.
A fost la noi și anul trecut și vreau să te întreb ce s-a schimbat în viața ta de când nu ne-am mai întâlnit. Anul ăsta a fost un an foarte productiv. Am fost la diferite festivaluri, concerte, concursuri. Am filmat și propria mea piesă Vara. Eu mă bucur pentru tine, îți urez mult succes în continuare, iar telespectatorii îndemnăm să îi intre pe YouTube și să asculte piesa ta, nu? Da, mulțumesc! Mulțumim foarte mult, Adelina! Să știi că și eu am interpretat această piesă și îmi place la nebunie, iar noi continuăm cu o melodie de suflet, un colind care vine din partea lui Andreea Cega, Colindul Crăciunului.
că anul ăsta ai reușit să-i scrii o scrisoare lui Moș Crăciun și ce ai scris în ea? Anul ăsta de la Moș Crăciun mi-am dorit o roche. Și este cumva chiar aceasta, nu? Eu sper că ție ți-a purtat noroc această rochiță, iar noi trecem la următoarea participantă. Un moment foarte emoționant. Cred că melodiile de iarnă de-abia au început și acum invităm în scenă pe Andreea Ojou cu piesa De Crăciun. Sclipitoare astăzi și vreau să te întreb care este dorința ta cea mai mare pentru acest an. Dorința mea cea mai mare pentru acest an este să ajung o vedetă mare la TG Academy. Wow, deci scopul tău este unul destul de grandios. Și ce faci în această privință? Eu la TG Academy fac dans, muzică, actorie și tot așa. Eu îți doresc foarte mult succes și sper acolo undeva sus să se audă dorința ta și cât mai repede să se îndeplinească. Mulțumesc! De Crăciun, de Crăciun, să ne iubim, să fim mai buni, să ne mim bucurii, oamenii mari sunt iar copii. Hey! De Crăciun! Sper că ați dansat alături de noi. Urmează astăzi să audiem multe colinde frumoase și piese de Crăciun, iar în continuare o invit alături de mine pe Daria Mirela Udodovici cu o colindă foarte frumoasă, Sub fereastră la om bun.
Anul trecut eu țin minte că tu ai avut o dorință foarte mare să scoți o piesă și să ai multe concerte. Spune-mi câte dintre dorințele tale s-au îndeplinit și ce surprize ne pregătești în continuare? S-a îndeplinit o dorință de a-mi scoate propriul meu cântec, care se numește La La La. Și vă pregătesc o nouă piesă de Crăciun, tot proprie. Și așa am auzit de la Moș Crăciun în secret că urmează să lansezi și o emisiunea ta? Da, ai auzit corect. Și poți să ne povestești mai multe despre ce urmează să se întâmple? Voi fi prezentatoare și acolo veți vedea multe provocări și întrebări interesante. Și urmează să ai și invitați, bănuiesc, nu? Poți să ne dezvălui cine urmează să fie acești invitați? Rămâne secret. Și unde vor găsi emisiunea telespectatorii? Pe canalul meu de YouTube, Daria Mirela Show. Mulțumim, Daria! O seară de Crăciun în adevăratul sens al cuvântului. Colinde, melodii, dansuri. Iar acum invităm în scenă un băiat chipeș, talentat, Dani Grecu, care va interpreta piesa Da, moșul e român. Mă arunc în ghete, e luna în care șterg cu un burete tot grijile că pot. Să trec peste tot, să râd cât se poate. Nu fac nimic pe jumătate, nu. Că e noaptea de ajun. O scrisoare, i-ai scris doar departe, când bine faci, bine se întoarce tot, când nu te aștepți deloc. Și din nou, și din nou decembrie trece prea repede, dar ne lasă zâmbete și lumină în suflete. O scrisoare, i-ai scris doare lui Moș Crăciun, că ai fost bun. O CV departe și seara de ajuns se întoarce cu de toate. Așa că mi iau perna și mă bag în pat, că la 6:30 vreau să mă uit sub brad. La 4 ani o acadea mă mulțumea, la 6-7 ani vroiam bicicleta mea, la 10 ani ceream orice cu de toate, iar acum la 11 vreau să fie cum se poate. Cu sănătate pentru a mei și pentru alții, să ne iubim ca surorile și frații, să oprească autobuzul între stații, un cadou pentru bătrâni obosiți aglomerați. Scrisoare, i-ai scris tu oare lui Moș Crăciun, că ai fost bun? O CV Care a fost parcursul tău anul acesta la TG Academy și ce ai mai făcut? Anul acesta am făcut foarte multe lecții de canto, am participat la concursuri și spectacole. Și așa, ca un mesaj pentru cei care ne urmăresc, ce ai vrea să le spui? Să fie toți foarte buni și să facă fapte bune. Da, nu doar de Crăciun.
Deci eu chiar sunt de acord cu Deni. Da, moșul chiar este român și sper că anul ăsta să vină la toți copiii ascultători. Dacă tot vorbim de atmosfera de Crăciun, cui nu-i plac mandarinele, portocalele? Cred că nici seara noastră nu se poate închipui fără ele. Iar acum invităm pe scenă pe Mira Samson cu piesa Coși de portocal. Mă simt ca în povești, iar personaj sunt eu. Și nu contează dacă-i frig atunci când totul bine. Eu văd dar fulgi moi ce vin din cer mereu, un infinit de fluturi albi ce cad doar peste mine. La Crăciun mă gândesc, mă simt ca în povești, la geam stau și privesc, colindători primesc. Bradul împodobit și Moș Crăciun a venit. Oriunde te afla, Merry Christmas vii avea. Aș vrea să mereu o seară de Crăciun, mirosul el ce seamănă a coș de portocale. Când merg la colindat, orașul colorat de milioane de lumini și ninge tot mai tare. Aș vrea să mereu o seară de Crăciun, mirosul el ce seamănă a coș de portocale. Mai tare. Dacă ar fi să plec departe undeva, eu n-aș pleca de sărbători, acasă e cel mai bine. Acolo în lumea mea eu văd doar fulgi moi, un infinit de fluturi albi ce cad doar peste mine. La Crăciun mă gândesc, mă simt ca în povești, la geam stau și privesc, colindători primesc. Bradul împodobit și Moș Crăciun a venit. Oriunde te afla, Merry Christmas vii avea. Aș vrea să mereu o seară de Crăciun, mirosul el ce seamănă a coș de portocale. Când merg la colindat, orașul colorat de milioane de lumini și ninge tot mai tare. Aș vrea să mereu o seară de Crăciun, mirosul el ce seamănă a coș de portocale. Când merg la colindat, orașul colorat de milioane de lumini și ninge tot mai tare. Să te întreb, cum sărbătorești anul ăsta sărbătorile de Crăciun? Podobim bradul, decorăm casa și așteptăm cadourile de la Moș Crăciun. Și eu am auzit că tu ai o surioară, da? Ce faci împreună cu ea? Eu cu surioara mea ne jucăm și o ajutăm pe mama să gătească masa. Și haide acum să o salutăm pe surioara ta și să-i urăm la... La mulți ani! Ovidiu, să zic un secret, eu deja am furat câteva portocale din coșul Mirei, dar vreau să te întreb dacă ai simțit că au venit sărbătorile. Păi, cum să-ți răspund? Cred că anume, mirosul ăla de portocale chiar îți dă un vibe așa de iarnă și recent a și nins afară și uite, asta e semnul că vin sărbătorile. Iar dacă voi cumva nu ați simțit că au venit sărbătorile, vă propun să vizionăm momentul lui Amelie Prepelița, care va interpreta piesa A venit iarna. Thank you.
sufletul râde când primii fugi să șterg pe pământ. Privind pe geam, nostalgic cu zâmbet, întâmpinăm anul timpul dorit. E anul timpul multor fantasme, e anul timpul cer minunat, cu Moș Crăciun ce vine în noapte, cu daruri scumpe puse sub braț. A venit iarna și fulgi ca peste noi. A venit iarna și suntem iarăși în doi. A venit iarna, copii dragi ne zâmbesc. A venit iarna și îți șoptesc te iubesc. Privind pe geam și atâta speranță cuprinsă de ce este dat, și dragostea e mult mai frumoasă, cu fulgii mari îmi ești mult mai drag. Ne ninge iarna cu vise curate, copiii sunt și ei fericiți, cu dulciuri plină le este masa și au lângă ei cei mai mândri părinți. A venit iarna și fulgi ca peste noi. A venit iarna și suntem iarăși în doi. A venit iarna, copiii dragi ne zâmbesc. A venit iarna și-ți șoptesc te iubesc. Fulgi ca peste noi. A venit iarna și suntem iarăși în doi. A venit iarna, copiii dragi ne zâmbesc. A venit iarna și șoptesc te iubesc. Anelie, eu vreau să te întreb cum a fost pentru tine acest an și cum ai petrecut la TG Academy. Mie foarte mult mi-a plăcut la TG Academy. De când am venit din septembrie, m-am simțit o adevărată artistă și mi s-a umplut ca un rezervor de emoții pozitive. Doamne, ce frumos! M-am încărcat și eu cu energie. Și ce-ți dorești, ce-ți propui pentru următorul an? Îmi doresc să lansez mai multe piese și să fiu invitată la cât mai multe concerte. Eu sper că seara de astăzi să-ți prindă noroc și îți doresc foarte mult succes! Mersi, Emily, să ai parte de o seară frumoasă în continuare! Dragi prieteni, iar voi, cum îl așteptați pe Moș Crăciun? Evelina, tu? Să știi că l-aștept cu nerăbdare și mi-am împodobit deja și casa, sunt nerăbdătoare să-l văd, chiar dacă poate anul ăsta nu o să reușească. Crezi că nu ai fost prea cu minte ca să vină și anul ăsta la tine? Păi să știi că eu am muncit foarte mult anul ăsta și chiar am fost cu minte, dar sunt atât de mulți copii la care trebuie să ajungă, de aceea propun ca fiecare dintre noi să facem fapte bune și să fim cumva un fel de Moș Crăciun. De aceea, astăzi, Athena Scutaru ne va cânta un cântecel pentru Moș Crăciun. Poate va veni astfel mai repede. Mersi, Moș Crăciun! E aglomerat
acum Moș Crăciun a întârziat, e oare pe drum? Mersi Moș Crăciun că nu ai uitat, chiar dacă acum e mai aglomerat. Știi și tu cât de mult te-am așteptat. Mersi Moș Crăciun că nu ai uitat, e aglomerat acum Moș Crăciun a întârziat, e oare pe drum? Unde e? Unde-i Moș Crăciun? Poate i-a fost frig și a răcit. Așteptăm, ne uităm în drum. Iată-l în sfârșit, a venit. Mersi, Moș Crăciun, că nu ne-ai uitat, chiar dacă că nu ne-ai uitat. Mersi Moș Crăciun că nu ne-ai uitat. Ne-am speriat că ai întârziat, poate că erai obosit și ai mulți, mulți, prea mulți, mult vizitat. Însă în sfârșit Atena astăzi ne-a cântat despre Moș Crăciun și eu sper că el ne-a auzit. Anul ăsta la tine a întârziat Moș Crăciun și ce ți-ai dorit de la el? Moș Crăciun mi-a adus o ciocolată și niște jucării. Eu sper că el nu a întârziat și ești foarte fericită cu cadouri pe care ți l-a adus. Da. Și ce-ți mai dorești anul ăsta de la Moș Crăciun sau de la evenimentele pe care urmează să le ai? Eu îmi doresc un hayboard. Dar ce este asta? Că eu n-am mai auzit. Este ceva în care are două roți și te pui pe el și merge singur. Anul ăsta Moș Crăciun o să aibă, cred că, mai multe cheltuieli, dar eu sper el să te audă și să vină la anul, de ce nu, cu cadourul pe care ți-l dorești. Îți doresc mult succes! Cu mulți ani! Sper că Moșul a auzit și va veni mai repede. Iar acum o invităm în scenă pe Evelina Vition, care va interpreta o piesă despre fulgii lui Moș Crăciun. Oh,
Soarele bate șor în geam, mă trezesc și mă dau jos din pat. Gălăgie mare se aude, vreau să știu ce s-a întâmplat. Am deschis fereastra largă, așa cum fac în fiecare dimineață. Și un vulgar mare de zăpadă m-a lovit direct în față. E iarna, e iarna, un covor pufos de neapă și strălucește sub razele de soare. E iarna, iar cea mai mare sărbătoare pentru noi doi. Cu de zăpadă, lana pe stradă, vine Moș Crăciun acum. Fugi, dansează, copiii visează, clopoței se ud pe drum. Fugi de zăpadă, lana pe stradă, vine Moș Crăciun acum. Fugi, dansează, copiii visează, clopoței se ud pe drum. Astăzi este premieră, suntem două Eveline în studio. Eu aștept pe cineva aici să-și pună o dorință, dar până o să vină următoarea persoană, vreau să te întreb ce dorință ai pentru acest an. În acest an îmi doresc fericire și sănătate în familie. Asta este cel mai important. Iar sărbătorile, dacă tot ai pomenit de familie, cum le sărbătorești alături de ei? Ne jucăm, ne petrecem timpul împreună, uitându-ne la emisiuni. Și ai un mesaj pentru părinții care te urmăresc în aceste clipe? Da. Le doresc sănătate, fericire de la copii, de la nepoți, la mulți ani. Mulțumim, Evelina, ești minunată! Iar noi continuăm cu o fată foarte talentată, Amelie, cu piesa Sanie cu zurgălăi. Amelia, salut! Aș vrea să spun o întrebare foarte, foarte, foarte bună. Deci, ce fapte bune a făcut în 2022?
În anul 2022 am ajutat persoanele și animalele, fiindcă am avut proiecte și la școală, dar și din dorința mea am plecat cu familia și am ajutat. Ai făcut ceva, vreun voluntariat sau chestii? Da. Ce voluntariat ai făcut tu cu școala? Păi am plecat la azile cu câini, cu pisici, le-am hrănit, le-am ajutat și ne-am distrat cu ei într-o. Am făcut legătură cu fapte bune, deoarece știi că Moș Crăciun nu vine la oamenii care nu fac fapte bune. Deci, crezi în Moș Crăciun? Da. Și ai scris și tu scrisoarea anul ăsta sau... Eu lui Moș Crăciun i-am scris scrisoare, dar am scris o scrisoare nu așa cum am scris-o când am fost mai mică. Dar în ce mod ai scris-o și tu? Am scris-o și eu așa mai modern cumva, pe internet. I-ai trimis cumva un mesaj pe Instagram sau WhatsApp? Da. Are cont de Insta? Are cont de TikTok. Deci nici n-am știut că Moș Crăciun are un TikTok. Neapărat o să intru pe contul lui de TikTok, o să dau un follow și pot să fac și un duet cu el. Bine, vreau să văd și eu TikTok-ul ăsta, de aceea îți urez mult succes. Iar eu vreau să văd prestația ta pe scenă și îți urez un mare succes. De Crăciun au o legătură între ele. Cântăm despre Moș Crăciun, cântăm că a venit iarna, iar cu Sania după plecăm pe cel mai frumos loc de pe pământ. Știi care e? Cred că știu la ce te referi tu, Evelina. Cu siguranță acest loc e acasă.
Da, acasă, acolo unde poți să fii cine vrei tu și te simți în siguranță alături de cei dragi. Eu chiar cred că acasă e de fapt unde sunt oamenii dragi și unde e familia ta, nu neapărat un loc. Iar despre asta, unde ne poartă dorul, ne va cânta fetele de la TG Academy, Powerpuff! Mama îmi spunea, fată, vezi că lumerea, dar n-o vedeam deloc așa. Mama mi-a tot zis să te ții mereu de scris, muzica ta te va salva. Mamă, te-am crezut, mi-a fost frică de necunoscut, dar timpul a trecut, uite mamă ce-am făcut. Mamă, mi-este dor, dorul știi că nu-i ușor și te voi suna după piesa asta. Du-mă, vântule, unde sunt gândurile? Du-mă acasă, du-mă, du-mă acasă. Du-mă, val de dor, unde nopțile nu dorm. Du-mă acasă, du-mă, du-mă acasă. Du-mă, ploaie tu, acolo unde grijă nu pus. Du-mă acasă, du-mă, du-mă acasă. Uită-mă puțin, să nu mă mai simt străin. Du-mă acasă, du-mă, du-mă acasă.
Dragii mei, cu ultimul număr din această seară le-am alături de mine pe Digi Powerpuff Girls. Eu mă bucur că v-am alături astăzi de mine și sunt neîncântați cu prestația voastră. Să știți că anul trecut fiecare participant și-a pus câte o dorință și tot ce a fost filmat pe această cameră, anul ăsta mi-am dat seama că totul s-a îndeplinit. Ce dorințe aveți voi în acest an, ca și grup, ca și fiecare individual? Hai să începem cu tine, da? În acest an chiar îmi doresc ca noi ca echipă să avem un deosebit succes. În anul acesta vreau să doresc grupul nostru să avem multe succese și să avem cât mai multe videoclipe frumoase. Anul acesta îmi doresc să fim cât mai populare încât să ajungem și peste hotare. Wow, deci eu sper că tot ce se înregistrează o să veniți la anul și o să vă întreb unde ați ajuns, da? Hai, spune-mi tu ce îți dorești pentru acest an. Eu îmi doresc anul acesta ca să evoluăm cât mai tare în Republica Moldova și nu numai. Eu în acest an îmi doresc să avem cât mai multe realizări frumoase și să strălucim pe diferite scene ale lumii. Fetelor, piesa pe care ați interpretat-o astăzi ne-a emoționat pe toți și știu că și pe cei de acasă. Și acum împreună vreau să le urăm un sincer... La mulți ani! Wow, fetelor, m-ați emoționat foarte mult. Seara aceasta se încheie cu un moment foarte și foarte sentimental. Seara de astăzi a fost pur și simplu fenomenală, iar pentru asta vrem să le mulțumim dragilor noștri profesori. Tina G, Elvira Viscun, Dana Marchetan și Cristina Sârbu. Iar coreografia a fost asigurată în această seară de ansamblul Angels Dance, antrenor Alena Bogatea. Și TG Academy cu coreograful Jasmina Borș. Evelina, cred că a venit momentul să ne luăm rămas bun. Noi vă dorim sărbători fericite și nu uitați că ne vedem la cea de-a doua parte a concertului nostru.